Cum repari aerul condiționat la mașină? Oh, eram sigur. Bă, le miros. Deci aici să-mi dați înapoi 1500 de euro daună, 200.000 de km înapoi și un accident la o mașină cu un motor de 1-2 diesel. Îți recomand clipul 5 motive pentru care nu îți funcționează aerul condiționat și dacă vrei să-l repari, îți recomand să vezi și acest clip în care o să îți explic ce trebuie să faci de la bun început pentru a avea un sistem funcțional. Bun, deci vrei să pornești aerul condiționat, caz concret mașina mea, pentru că nu funcționa, am lucrat în service, am încărcat mașini multe cu freon, am făcut și un curs despre așa ceva, am idee cu ce se mănâncă, vă explic tehnic, într-un service, cum se procedează în momentul în care vine cineva și nu-i funcționează aerul condiționat. Asta trebuie tu să faci mai departe. Te duci cu mașina, nu-ți funcționează AC-ul, n-ai idee ce are, nu știi ce să-i faci. Te duci în service, prima și prima dată, și încerci să-i bagi freon. Nu te speria, nu vei băga freonul degeaba, în sensul că bagi pe partea și iese pe cealaltă, pentru că aparatele moderne de freon, nu vorbim de cele foarte vechi, au un sistem care îți detectează dacă ai gaură. E un sistem care îți trage freonul vechi, îți face vacuum să vadă dacă instalația ta poate ține o presiune necesară, iar la acel test, dacă nu-ți ține presiunea, totul se va opri. E clar că undeva ai o gaură, o conductă, radiator spart, dar ăla nu se depistează la testul ăsta. Ceva e spart de-a dreptul, lipsește, o conductă care e missing, nu există. Asta îți va spune aparatul. Vei vedea dacă ține vacuum. Vei băga freon împreună cu o substanță de contrast. Substanța aceea de contrast te va ajuta să depistezi eventualele pierderi. Te vei uita peste câteva zile pe unde ai pierdut freonul, dacă l-ai pierdut. Pe la o conductă, pe la o garnitură, pe la radiator, pe lângă compresor sau în alt loc în compartimentul motor. Și atunci, să zicem că exact la mașina mea. Primul pas este să încerci să-i bagi freon. Dacă poți să-i bagi freon, o parte din probleme s-au dus. Compresorul îți funcționează, sistemul este cât de cât etanș, mai departe vei aștepta să vezi dacă ai pe undeva vreo gaură. Eu sunt convins că la mașina asta, pentru că am avut 0 grame de freon în instalație, când ai 0 grame în instalație, este clar că undeva este o pierdere, o problemă, ceva fisurat, pe undeva este o scăpare. Această scăpare poate să fie de 50 de grame pe an, ceea ce este nesemnificativ, nu ai ce să-i schimbi, las-o așa. Ideal este să nu se piardă deloc, dar dacă se pierd 50, 80, 100 de grame pe an, aia e, nu umbli la ea, n-are sens. Pierzi banii, timpul, nervii. Ar trebui să schimbi toată instalația, toate o-ringurile, toate conductele, compresorul, dacă vrei să o ai perfectă, ceea ce înseamnă peste 1000 de euro, nu recomand așa ceva. Dacă ai 0 grame în instalație, înseamnă că undeva este o pierdere. Trebuie să găsești pierderea. Întâi bagi freon, funcționează compresorul, e băgat substanța de contrast, aștepți câteva zile, o săptămână maxim, te duci la serviciul unde ți-a fost încărcat freonul, unde ai băgat freon, te uiți cu o lampă specială, verzui așa, cu o lampă cu ultraviolete, ca să vezi pete, se văd niște pete verzui și aia înseamnă că pe acolo s-a pierdut freonul. De regulă, ori sunt garnituri, o-ringuri, ori este radiatorul de aceea din față. De cele mai multe ori, de acolo e problema. Sau e radiatorul fisurat. Dacă ai depistat problema, scoți tot freonul înapoi, zero, înlocuiești piesa defectă, o-ringurile sau radiatorul sau ce piesă ai găsit tu că este defectă, pe unde pierde freon, eventual o conductă, eventual o valvă. Sunt două valve în general, sunt două valve în general, una de înaltă presiune, una de joasă presiune. Cea de înaltă presiune are o mufă mai mică, cea de înaltă presiune are o mufă un pic mai mare, valva în sine. O să vi le-am arătat de foarte multe ori, de fapt, în review-uri. Pe aici asta mică, pe aici asta mare, tipul de freon și așa mai departe. Cam în toate review-urile mele am arătat valvele acelea, de înaltă și de joasă presiune. Asta pentru freon, una, două, high și low. Sunt și mașini care au o singură valvă și poți încărca și pe la o singură valvă, dar mult mai încet, mult mai lent și nu la fel de eficient.
revenind la oile noastre, ai băgat freon, ai depistat problema, ai băgat substanța de contrast, ai văzut pe unde se pierde, îl tragi înapoi, schimbi piesa defectă, îi bagi la noi, la loc freon și aia a fost tot. Dacă ai băgat freon și nu, tot nu funcționează aerul condiționat, verifici siguranțele. Sunt bune siguranțele, mergi mai departe. Verifici dacă compresorul AC primește curent sau nu. Poate să fie un fir întrerupt, poate să fie o problemă minoră electrică. Dacă compresorul AC a verificat un electrician, un mecanic, că nu primește curent, deși tu cuplezi, decuplezi butonul, acționezi butonul de aer condiționat și nu se întâmplă absolut nimic, mașina are freon, are siguranțele în perfectă stare, nu primește curent, senzorul de temperatură exterioară funcționează ok, senzorul de presiune pe instalația AC e ok și ăla e foarte important, atunci nu-ți rămâne decât să schimbi compresorul de climă. Înseamnă că ăla este cauza. Dar compresorul de climă se schimbă ultimul, nu primul. Mulți veneau și vreau să schimb compresorul de climă. De ce? Pentru că nu funcționează aerul condiționat. Păi stai așa, ai freon, îți funcționează? Nu știu, n-am încercat. Păi nu schimba direct. Știi, e ca și când răcești un pic și iei direct antibiotic. Stai puțin, până la antibiotic mai ai niște paracetamol, niște alte medicamente, un stimulant de imunitate. După aia treci la antibiotic când e deja infecție, deja e nasol. Nu, deci întâi se începe cu freonul, se verifică dacă sunt pierderi, se schimbă piesele care sunt defecte, se verifică siguranțele, se verifică senzorii, se verifică dacă compresorul primește semnal, impuls, curent electric, după care se schimbă compresorul. Și după ce schimbi compresorul, din nou încarci curent, îi pui ulei, sunt unele care vin, sunt unele care nu vin, mă rog, asta știe să facă serviciul, să-ți bage ulei în compresor, 80-130 de grame de ulei PAG se numește, un ulei special pentru compresoare. Și cam atât, ăsta e procesul, e destul de simplu explicat în 5 minute. În 5 minute sper că v-a fost de folos acest episod în care v-am explicat cum să reparați aerul condiționat. Aștept mai jos părerile voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.